noi ar plecăm fără puncte. Situația noastră se înrăutățește de la meci la meci. Din păcate nu mai producem fotbal. N-aș vrea să dau vina pe aceste greșeli personale în urma cărora luăm golurile, pentru că nici în atac nu strălucim, nu dăm gol din acțiune. Cu toții trebuie să băgăm capul nu în pământ, ci sub pământ, pentru că avem foarte mult de muncă dacă vrem să rămânem în prima ligă. De unde e această schimbare? Nu mai reușit să procedeți fotbal cu maestru? Cu siguranță, chiar dacă poate în timpul săptămânii sau la meciuri nu ne gândim, ne-a afectat acel deja bine știut șoc al pierderii punctelor. Ne-am trezit în lupta pentru evitarea retrogradării și cred că subconștient ne afectează foarte mult. Sau cel puțin asta se vede pe teren, alt motiv nu am, pentru că scăderea de formă este evidentă nu doar pe plan al echipei, însă și pe plan personal. Da, la tine personal decizia asta a contat cel mai mult, pentru că nici randamentul nu mai acela din prima parte a sezonului. Da, cum am spus, probabil chiar dacă nu stăm să ne gândim la acest lucru, probabil ne afectează. Trebuie să ne îmbărbătăm, să ne revenim odată pentru că trec meciurile și noi nu adunăm puncte și, cum am zis, situația se înrăutățește și trebuie să o scoatem la capăt. A contribuit și acea decizie că nu mai reușim să ne apropiem? Nu a contribuit, pur și simplu. Se întâmplă să fie și perioade mai puțin prolifice, iată că trec printr-una chiar acum. Sper să-mi revin cât mai repede, atât eu cât și echipa, pentru că am spus să toate interviurile acestea am spus că doar noi putem să scoatem la capăt. Probleme ne-au pus pe acele momente fixe pentru că au talie. În rest, a apărut acea greșeală, în loc să lăsăm mingea în corner. Am băgat-o în centru și, bineînțeles, am fost taxați imediat. Sunt jucători calitate și, până la urmă, jocul greșeală așteaptă. Am avut reacție, am avut bară, am avut ceva situații bune de a marca, de a reduce sau de a egala chiar până în pauză. N-am reușit, dar mă bucur că a doua repriză a fost una destul de bună, pentru că dovada am și egalat. Chiar dacă n-am avut multe situații cum am avut în prima repriză, însă odată cu acea egalare chiar am sperat, chiar am crezut că putem lua 3 puncte în această seară. Și a apărut iar o greșeală individuală. Până la urmă, mi este foarte greu, de aia sunt și foarte supărat, pentru că am pierdut multe puncte datorită greșelilor individuale. La un moment dat, dacă sunt să analizăm faza de la A la Z sau fazele de la A la Z, este clar că apar greșeli în lanț, dar pleacă de undeva. Sunt fundași centrali mari, în fotbalul mare, care joacă simplu. Noi ne încăpățânăm să controlăm mingea, chiar dacă eu, asta le-am și spus, ca antrenor își cer să construiești cu minge jos, sunt momente în care trebuie să faci să joci simplu, pentru că până la urmă pleci de la faptul că ești fundaș central. Este greu, da, este al treilea meci în care avem superioritate și nu plecăm cu niciun punct. Dar ăsta este fotbalul, trebuie să strângem rândurile pentru că peste două zile avem al meci. Pe penalti puteți spune ceva? Ați văzut? Nu, n-am. Da, fazele de pe margine au apărut a fi penalti, dar cel puțin la penaltiul nostru destul de o mare aglomerare acolo și era foarte greu. Inițial ni s-a părut ceva, dar nu eram sigur dacă n-au dat arbitrii, asta este, dar porma a revenit cu varul. De pe bancă la penaltiul pentru Sepsi, așa mi s-a părut, de acolo că a fost penalti, dar aia nici n-am mai verificat, a ascultat decât în cască. Asta este, au fost pragmatici, au o echipă care te taxează, jucători foarte buni, talie bună, aruncă mingii pe atacanți și de acolo poți scoate oricând ceva. Am stat bine față de alte meciuri, la momentele fixe, mă refer la loviturile laterale și la cornere, chiar am stat bine și n-am avut probleme, adică să aibă ocazii chiar din asta, din contră, noi am pus probleme pe momentele fixe ale noastre pe atac, dar, repet, au fost două greșeli și asta a scris istoria acestui meci. Totuși, când s-a jucat 11-11, poate echipa a jucat mai bine, după aia, Sepsi, jucând cu 9 în minus, nu cumva jucătorii s-au crezut deja, adică că pot, au tratat meciul mai de sus, așa că se spune? Poate așa a apărut, dar nu, cu siguranță nu. Și-au dorit să câștige, însă au existat momente când au fost foarte, foarte calmi, în sensul că vor să dea un echilibru, dar în momentele astea trebuie să jucăm repede, pentru că e clar că echipa în inferioritate aglomerează foarte mult zona centrală. Asta le-am spus și după meciul de la Petrolul, când în superioritate n-am reușit măcar să marcăm un gol, să intrăm în joc.
Și am făcut aceeași greșeală, jucând foarte lent, plus greșeala de unde a ieșit golul. Adică nu pot să spun că s-au relaxat. Într-adevăr, la final, dacă se termina meciul 1-1, da, câștigam un punct. Dar și atunci, având superioritate, chiar dacă pentru o scurtă perioadă de timp, totuși e normal să-ți dorești să câștigi. Pentru că superioritatea în fotbal, în momentele sau în ziua de astăzi, la ritmul în care se joacă, poate fi, știu eu, să zice, trebuie să fie benefică. Dar acum contează organizarea defensivă a echipei care rămâne în inferioritate și poate o dăruire mult mai mare sau o autodepășire din punct de vedere al efortului. Asta s-a întâmplat cu Sepsi, după care au aruncat mingii în alte, au fost periculoși chiar și în 10 din punctul de vedere și, repet, a apărut acea greșeală și au câștigat cele 3 puncte. Le urez multă baftă și lui Mister.